Am bucuria să salutăm în mijlocul nostru pe fratele Moise Ardelean, președintele cultului penticostal din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Pe fratele Nelu Brie, directorul Institutului de Teologie Penticostal de la București. Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Pe fratele Mircea Deteșan, fratele păstor Mircea Deteșan, este membru în Consiliul Bisericesc în România, cultului penticostal. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Totodată salut bisericile din Londra care astăzi ați venit să fim împreună la un timp de părtășie. Domnul ne cheamă și spune să fim una, să ne iubim unii pe alții, să căutăm părtășia, să căutăm slujirea împreună. Spun din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze strângerea noastră împreună în locul acesta. Haideți să cântăm cu toții pentru slava Domnului, conduși de grupul de laudă și închinare, și apoi am dorit să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Să mai facem o rugăciune. Invit pe fratele David Chelba să ne conducă rugăciunea aceasta și spun Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Toți împreună o leagă.
Este un singur Domn și eu zic, Iisus Hristos este Domnul. Mărit să fie acest nume care este mai presus de orice nume și care în această zi ne-a adunat în locul acesta. Nimic nu-i la întâmplare, cum și în rugăciune se spunea, fiecare păr din capul nostru ne este contabilizat și nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Da, păi o întâlnire de felul acesta, cum să fie fără știrea lui Dumnezeu? Zic ca Domnul să fie lăudat. Vreau ca mesajul pentru care vrem să ne rugăm, îl voi citi din Ioan, capitolul 15. Este vorba de unitate, este vorba de Biserica lui Hristos. Am vrut să spun bisericile care sunt adunate aici, dar greșeam, cred că. Este o singură biserică și pentru această biserică a murit Hristos. Și vrem să-L binecuvântăm că ne-a adus aici împreună și suntem împreună și gloria și slava să fie numai a Lui, glorie Domnului. Încep de la versetul 1 și voi continua până la versetul 12 inclusiv. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod o curăță ca să ducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu vă va proslăvi și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Amin. Cred că aceste cuvinte ne spun tot motivul de rugăciune pe care vrem să-l aducem înaintea Domnului. Am vrea ca Biserica lui Hristos, care este una singură, și acestei biserici, Dumnezeu a dat un preț pentru ea. A trimis pe singurul Său Fiu să moară pentru ea. Și a spus, voi, cum am fost eu cu Tatăl, așa trebuie să fiți și voi. Cum am iubit eu biserica pe voi și m-am dus până la capăt să mor pentru voi, așa să faceți și voi. Mă voi opri la versetul 4 care spune așa, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod, dacă nu rămâneți în viță. Individualismul este periculos. Și vreau să vă spun că cine rămâne în viță, în butucul acesta care este Hristos Domnul, va aduce rod. Și cred din toată inima că nu Biserica Maranata din Bristol, nici Filadelfia, nici Betlehem din Londra, nici de oriunde, nu este Biserica lui Hristos. Ci Biserica lui Hristos sunt aceia care au biruit și au mers până la capăt cu Iisus Hristos. Și s-au iubit așa cum Hristos a iubit Biserica. Este un eveniment foarte frumos și mă bucur din toată inima că am putut să începem să facem acest pas spre a fi una, spre a tinde înspre țintă, spre ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, să fim una în Hristos, să rămânem în butucul care este Iisus Hristos Domnul și să aducem rod împreună. Iar apoi, versetul 5, a doua parte a versetului, spune așa, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Chiar nimic? Nimic. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a trimis un Duh, care este Duhul adevărului, care ne va călăuzi în tot adevărul.
Și vrea ca Duhul acesta să fie în noi. Și noi să fim în El. Vreau ca Dumnezeu să unească și de aici, din punctul acesta mic, El Shaddai, din locul acesta unde ne-am adunat aici împreună, să fie o unitate sfântă în Hristos aici la bisericile care sunt în întreaga Anglie, nu doar Londra. Noi am invitat pe cine am putut și pe cine am știut. Și cred că Dumnezeu le va fi martor în ziua când li s-a spus: veți putea voi să intrați în împărăția mea fără să fiți una? Nu veți putea. Pentru că unul e mai așa, unul e mai invers, unul e mai legalist, unul e mai liber. Cum să ne unim noi împreună? Nu pe noi. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri. Asta ne unește pe noi. Și asta ne va uni pentru totdeauna. Dacă nu vom fi, cum ne spune Scriptura, și dacă nu vom rămâne în butucul care este Iisus Hristos. Salut cu toată inima inițiativa acestei conferințe și aceste frumoase teme și voi să fiți una. O chemare la unitate, o chemare la a ne așeza sub puterea cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul de astăzi se desfășoară în trei sesiuni care vor aborda pe rând trei aspecte foarte importante ale unității creștine. În prima parte, în această sesiune, se va vorbi despre unitatea cu Dumnezeu. Nu putem vorbi despre unitate duhovnicească, despre unitate în Domnul acelor mântuiți, fără să ne referim la unitatea fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Unitatea noastră cu Dumnezeu ne transferă acea identitate spirituală, pe baza căreia apoi se poate realiza unitatea dintre noi.
copiii lui Dumnezeu sunt una, dar mai întâi trebuie să fie copiii lui Dumnezeu. A doua sesiune va avea în vedere un aspect la fel de important al unității noastre. Unitatea credincioșilor în Biserica lui Dumnezeu, unitatea Bisericii lui Dumnezeu, unitatea poporului lui Dumnezeu. În partea a treia a conferinței noastre se va vorbi despre unitatea credincioșilor în familie. Este așa de important ca și familia să fie unită. Familia formează apoi împreună biserica și la oaltă slujim lui Dumnezeu ca popor al lui Dumnezeu. Astăzi, în mesajul pe care urmează să vi-l împărtășesc, vom vorbi despre unitatea noastră cu Dumnezeu, despre relația noastră cu Dumnezeu. Și înainte de orice și de toate, aș dori să citim cuvântul Domnului pe care îl găsim în Epistola 2 Timotei, capitolul 4. Vom citi cuvântul Domnului, primele 8 versete ale acestui pasaj. Vă invit să stăm împreună ridicați și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 4, începând cu primul verset. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Domnul, judecătorul celor cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne vorbește despre umblarea în credință a Apostolului Pavel. Scriind lui Timotei câteva cuvinte, în această ultimă epistolă a sa, Apostolul Pavel se pune în față ca o pildă. Într-un fel, este o concluzie a vieții sale, un rezumat succint al vieții sale. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Acest bărbat a fost un om unit cu Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu printre mulți oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. O lumină a lui Dumnezeu în mijlocul unei generații care se ducea la pierzare. Apostolul Pavel a strălucit și strălucește peste viacuri. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Și noi suntem chemați să fim oameni lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să fim uniți cu Dumnezeu. Și noi suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu. Experiențele noastre cu Domnul sunt cunoscute mai mult sau mai puțin de cei din jurul nostru. Dar ar trebui să fie bine întipărite în sufletul nostru și bine subliniate în ce privește identitatea noastră creștină. Dați-mi voie încă de la început să întreb, sunteți dumneavoastră oameni lui Dumnezeu? Despre Enou se scrie că el a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și apoi nu s-a mai văzut pentru că Dumnezeu l-a luat la el acasă. Dumnezeu l-a luat în cer.
Enoch a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. Unitatea lui cu Dumnezeu a fost ceva evident. Noi trăim vremuri în care foarte mulți oameni uită de Dumnezeu. Foarte mulți n-au știut despre El niciodată nimic. Dar dincolo de faptul că n-au știut așa de mulți oameni nimic despre Dumnezeu, ce este dureros de observat este că dintre cei care L-au cunoscut, biserici în care cândva strălucea lumina lui Dumnezeu, confesiuni creștine în care cândva adevărul era proclamat cu putere și oamenii se întorceau la credință, între timp au părăsit calea lui Dumnezeu și au pierdut unitatea cu Dumnezeu. Dacă este să ne aducem aminte de Anglia secolului XVIII, secolului XIX, secolului XVII, perioada marilor treziri spirituale, vremuri în care Dumnezeu îl folosea pe George Whitefield, pe John Wesley, vremuri în care îl folosea pe Spurgeon și atâția alții. Spre exemplu, dacă îți doreai să asculți o predică a lui Spurgeon, trebuia să-ți rezervi loc în biserică prin cumpărarea biletului cu 2 luni înainte, altfel n-aveai loc. Și ce s-a ales de această națiune? Ce s-a ales de acest popor, de spiritualitatea, de biserica care încă poartă numele fondatorilor ei? Unitatea cu Dumnezeu. Aș vrea, stimați frați, să observ că povestea aceasta nefericită poate să devină și povestea noastră, dacă n-a devenit cumva. Cursele. Aș vrea să subliniez că în timp ce biserica lui Dumnezeu este invincibilă, ea va rămâne credincioasă Domnului până în ziua răpirii și va fi cu Dumnezeu în slavă. În timp ce biserica este invincibilă, diavolul nu va putea să îngenuncheze, porțile locuinței morților nu vor putea înghiți. Și de observat este că bătălia dintre biserica și lume nu se dă la ușa bisericii, ci la ușa locuinței morților, subliniat aici fiind caracterul ofensiv al bisericii lui Dumnezeu. Dar în timp ce toate aceste realități sunt adevărate, evidente pentru biserica lui Dumnezeu, pentru biserica nevăzută a lui Dumnezeu, pentru mireasa Domnului nostru Hristos, biserica locală, biserica, să zicem, confesională, este vulnerabilă. Poate chiar să dispară. Presiunile, lipsa de veghere, compromisul, abaterea de la voia lui Dumnezeu, într-un cuvânt, pierderea unității cu Dumnezeu, o poate face să eșueze în chipul cel mai rușinos posibil. Amintiți-vă de acele faimoase biserici din secolul I, către care Duhul lui Dumnezeu a socotit să fie scrise scrisori, cele 7 scrisori din Apocalipsă. Unde sunt acum biserica din Efes, biserica din Smirna, pe acele teritorii în care cândva Evanghelia lui Dumnezeu era vestită cu atâta putere? Ce se întâmplă acum? Sigur că răspunsuri pot fi date 1000 și după ce le dai, când tragi linie și te duci în locurile acelea, vezi în loc altceva. Undeva a apărut o fisură. E adevărat, biserica lui Iisus a rămas pe pământ. Credința s-a mutat în alte locuri, la alți oameni. Și dacă noi europeni o părăsim, uite că africanii o îmbrățișează cu drag. Și alte națiuni. Dar nouă nu ne va fi tot una. Noi ne dorim ca împreună cu urmașii noștri, cu copiii și copiii copiilor noștri, până Domnul va veni, să formăm biserica lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați venit aici în străinătate, mă uit așa, sunteți oameni, în general oameni tineri, oameni mai tineri decât mine, mulți dintre dumneavoastră. Ce va fi în următoarele generații depinde de voi. Poate că vă veți întoarce în România, poate că nu vă veți întoarce. Poate că ați prins sau veți prinde rădăcini atunci, copiii voștri mai vorbesc românește,
nepoții voștri vor vorbi și mai puțin, nepoții de la nepoții voștri nu vor mai ști deloc. Dar mă întreb, în codul genetic, sau nu știu cum să mă exprim mai bine, în vâna spirituală, în moștenirea spirituală pe care o transmiteți, va fi oare unitate cu Dumnezeu? Asta e întrebarea. Mie nu mi-e totuna. De aceea, în această zi, am venit la dumneavoastră cu gândul de a vorbi, e drept, la sugestia fraților, dar am luat-o ca de la Dumnezeu, despre unitatea cu Dumnezeu. Și vom vorbi despre unitatea cu Dumnezeu sub titlul Omul care umblă cu Dumnezeu. Omul care umblă cu Dumnezeu. În mod intenționat, am lăsat așa, general, omul. Am fi putut fi foarte particulari, zicând Pavel, sau Daniel, sau Enoch, sau Ana, sau Maria. Că am fi găsit atâtea exemple din Biblie. Dar am zis că e mai bine să lăsăm omul, ca fiecare să-și poată pune numele lui acolo și să zică, asta e despre mine, eu umblu cu Dumnezeu. Întâi de toate, omul care umblă cu Dumnezeu, stimați frați, cultivă zilnic o relație personală cu Dumnezeu. Eu cred că asta este baza. Cel care este unit cu Dumnezeu este preocupat ca în fiecare zi a vieții sale să cultive o relație personală, o relație curată, o relație în ascunsul sufletului său și autentică relație cu Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu este viu. Cu Dumnezeu se poate vorbi, cu Dumnezeu se poate umbla. Când vorbim de unitate cu Dumnezeu, nu ne gândim să fim uniți cu o idee abstractă. Dumnezeu este o persoană vie. Și unitatea cu Dumnezeu implică părtășie, comuniune. Presupune relație cu Dumnezeu. Cum oare am putea defini relația cu Dumnezeu, unitatea cu Dumnezeu, în afara acestei comuniuni personale cu El? În afara acestei părtășii a inimii cu Dumnezeu? Părtășie care se întemeiază pe credință. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel care îl caută. Unitatea cu Dumnezeu se bazează pe credință. Noi credem că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. Și crezând în El, am primit iertare de păcate și am fost justificați înaintea lui Dumnezeu. Puși într-o stare de har înaintea lui Dumnezeu. Așa debutează relația cu Dumnezeu, unitatea cu Dumnezeu. E un har care ni se face. Acest debut al unității, al relației cu Dumnezeu, care se numește credință și pocăință, așează în viața noastră o realitate, și anume separarea de păcat. Nu putem vorbi de unitate cu Dumnezeu atâta timp cât nu suntem separați de viața trăită în păcat. În această privință, Dumnezeu să ne cerceteze și să ne binecuvânteze pe fiecare. Aș vrea să subliniez că păcatul este cel care ne poate despărți de Dumnezeu, poate să frângă relația noastră cu Dumnezeu. Dar una peste alta, mă gândesc că în această zi, aici, cam toți, sau aproape, am depășit această fază. Aș vrea să accentuăm ceva. Omul care umblă cu Dumnezeu, omul care are unitate cu Dumnezeu, cultivă relație zilnică de părtășie cu Dumnezeu. Și această relație trebuie să se miște în trei direcții sau în trei dimensiuni distincte, foarte simple. Întâi, va trebui să însetezi după Dumnezeu citindu-i cuvântul. Daniel s-a întors cu fața spre Dumnezeu și spune el, am văzut din cărți, adică din Biblie, am văzut din cărți. Cel care are unitate cu Dumnezeu, cel care umblă cu Dumnezeu, este omul
aceste cărți și omul Bibliei. M-am bucurat să văd Biblii răspândindu-se printre națiuni. Nu mai este criză de Biblii. Frații s-au îngrijit să ne așeze undeva, să găzduim, și undeva pe o etajeră în cameră am văzut o Biblie, Biblia Gedeon. E pe tot locul. Fratele Simeon Bumbar, un prieten de-al meu, un păstor în România, unii dintre voi îl cunoașteți, a venit la noi odată și a zis: frate Nelu, nu ai să ne trimiți niște Biblii? Avem nevoie de Biblie acolo, la noi, zona. Și cum să nu? Chiar primisem, 10-15 ani în urmă, să fie ce vă spun, primisem un transport. Am luat o cutie, am mutat-o în portbagajul mașinii lui și încă una și l-am întrebat: mai vrei? Și el a zis: ajunge, ajunge. Și a zis o vorbă ca să se audă tare, așa că erau niște vecini acolo, se uitau la noi cum mutam cutiile. A zis așa: acum nu mai e criză de Biblii, acum e criză de cititori. V-aș întreba pe dumneavoastră, câți aveți acasă o singură Biblie? Mâna sus. O singură Biblie. Nu două. Una. Sau de la două în sus? Câți avem de la două în sus? E criză de Biblie? Dar dacă v-aș întreba, câți ați citit în Biblie ca să vă hrăniți sufletul în ultima săptămână? Dar în ultimile trei zile, dar în ultimile două zile, dar în ultima zi, dar azi dimineață, dar zi de zi. Că dacă ar fi să întreb pe cineva, care ați respirat ieri? Care ați băut apă în ultima săptămână? Așa cum ai întrebi un om care trăiește în trup, când ai respirat ultima dată, când ai băut apă, săptămâna de o săptămână încoace ai băut, ar fi ciudat să pui așa întrebări. Așa ar fi ciudat sau ar trebui să fie pentru creștini când e vorba de hrănirea sufletului cu Dumnezeu. Unitatea cu Dumnezeu, stimați frați, presupune această căutare a lui Dumnezeu în cuvântul Său. Căutare în urma căruia înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să subliniez că nu îl vom iubi pe Dumnezeu niciodată mai mult decât iubim cuvântul Lui. Și nu-L vom prețui și nu-L vom respecta pe Dumnezeu niciodată mai mult decât îi vom respecta cuvântul. Iisus a spus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eram student. Pe vremea aceea nu erau telefoane cum sunt acum. În satul în care eu am copilărit nu era telefon deloc. Când era ceva urgent, trimiteam o telegramă. Așa era vremea. Da, de altfel scriam scrisori. Tata îmi scria o scrisoare și o trimitea la București. Eu îi dădeam răspuns. Între timp se ducea cam o lună jumate aproape. Apoi mai trimitea o scrisoare și până să dea un răspuns venea Crăciunul. Dar mai era cineva la care țineam eu tare mult, care îmi trimitea de asemenea scrisori. Ați fost vreodată îndrăgostiți? Imaginați-vă că așteptând scrisoarea aceea cu pricina, poștașul a trecut pe stradă și era scrisoarea de la tata. Da, mai departe. Oare cum s-ar fi simțit tata dacă nu-i desfăceam scrisoarea? În timp ce pretindeam că îl iubesc și îl respect. Știai că în casa ta ai o carte de la Dumnezeu? O scrisoare? Va trebui să o deschizi. Cel care este unit cu Dumnezeu și adâncește ochii în această carte, citește, învață, se hrănește din adevărul acestei cărți. Dumnezeu să ne ajute. Cultivarea părtășiei cu Dumnezeu, și cel ce umble cu Dumnezeu, cel care este unit cu Dumnezeu, cum spuneam, are părtășie cu Dumnezeu. Și această părtășie se mișcă în trei dimensiuni. Biblia,
rugăciunea. Nu poți fi unit cu Dumnezeu dacă nu te rogi. Oamenii lui Dumnezeu sunt oamenii rugăciunii. Oamenii lui Dumnezeu iubesc rugăciunea, prețuiesc rugăciunea. Daniel mărturisea despre sine că și-a întors fața spre Dumnezeu ca să-L caute cu rugăciune. Cât te rogi tu? A fi unit cu Dumnezeu implică să tânjești după Dumnezeu și să-L cauți. Să-L cauți în rugăciunile tale și în rugăciuni prelungi. O noapte de rugăciune. Iisus a rugat noaptea. V-ați rugat vreodată o noapte întreagă? Iisus se ducea în locul pustii și se ruga. Ați fost vreodată în locul pustii să vă rugați? Nu mă gândesc în deșert. Mergeți în Sahara acolo să vă rugați. Nu. Dar undeva la o margine. Undeva poate într-un parc, undeva, eu știu, la munte, într-un loc nepopulat, cu cortul, obișnuiesc vara. Abia aștept acum, am undeva pus așa un program, 3 zile, dacă îi putea, Doamne ajută să pot, să rup așa din timp. Și undeva pe o vale adâncă, acolo munții Făgărașului, aproape de Sibiu, între brazi, într-un loc, la marginea unui râu, singur 3 zile, rugăciune, părtășie cu Dumnezeu. Rugăciune, părtășie cu Dumnezeu. Să-L cauți și o să-L afli. Știi că se va vedea. Acolo îl vei descoperi și acolo sufletul tău se va cupla, se va uni cu El. Și oamenii o să te recunoască. Noi avem în biserica din Sibiu o soră, o cheamă Maria. Este nevăzătoare. Dar femeia asta, care fizic e nevăzătoare, spiritual vede bine, mai bine decât mulți. După ce mă întorc de la un asemenea timp de rugăciune, mă schimb 3, 4, 5 vorbe cu ea, poate un îndemn la biserică, ce să mai zic dacă va fi și predică, și la urmă zice, iar ai fost acolo. Știe. Părtășia cu Dumnezeu. Dumnezeu ți se va arăta acolo. Dumnezeu îți va vorbi și va așeza la baza vieții tale spirituale niște experiențe care te vor marca pentru totdeauna. Dă-mi voie să spun, evenimentele din viața bisericii locale sunt foarte frumoase și aceste evenimente pot să marcheze și să determine viața noastră spirituală, dar nu vor putea o face. 1000 de conferințe. Cum va fi această căutare a ta personală, adâncă, preocupată, angajată după Dumnezeu? În Biblie, în rugăciune, cu post, asta e partea a treia, postul. E tare nepopular postul. Tare nepopular. Întrebat odată niște tineri, voi postiți? Și unul a zis, eu n-am postit niciodată. Și eu, dar de ce n-ai postit niciodată? Și mi-e frică. Mi-e frică așa că dacă postesc, mor. Bine. Să pui deoparte o zi. Să-ți refuzi apa și hrana. Ca să-ți deschizi sufletul. Ca în el simte Dumnezeu. Și să te unești cu El. Acolo, la munte, poți să faci asta. De altfel, în viața unui creștin, disciplina postului este din săptămână în săptămână, măcar o zi pe săptămână. Dumnezeu să ne ajute. Dar aici ne ajută dacă vrem și noi. Amin. Spuneam că umblarea cu Dumnezeu, unitatea cu Dumnezeu presupune această părtășie, această căutare a lui Dumnezeu și comuniune și relație personală cu El, bazată pe credință, și care se exprimă în aceste 3 dimensiuni. Biblie, rugăciune și post. Foarte simplu. Și acolo, cum spuneam, Dumnezeu ți se va arăta. Într-una dintre părtășiile acestea cu Dumnezeu în rugăciune, îngăduiți-mi să vă împărtășesc o mică experiență. Am avut așa o povară mare. În adunarea în care slujesc ca păstor se întâmplaseră, erau așa niște muguri care anunțau rău rod. Și mugurii aceștia am văzut la adolescenți. M-am rugat.
M-a preocupat, am plâns, am stat, eram pe marginea râului, curgea apa acolo, mă uitam în apă și mă rugam și ceream lui Dumnezeu și vorbeam în rugăciune și îl căutam pe Dumnezeu. Și au trecut ceasuri. Dar la un moment dat, din zbor, un fluture a căzut pe luciu apei. M-am oprit din rugăciune. M-am uitat la fluture. S-a zbătut cât a putut, n-a reușit decât să se ude mai bine și să-și asigure pierzarea. M-am uitat la el, l-am văzut totul neajutorat, am rupt un fir de iarbă lung, așa, de pe marginea râului și am întins-o până spre el. Curentul ducea către o vâltoare în care, dacă era prins, gata, se termina cu el. Când a simțit pe aproape firul de iarbă, iute s-a urcat pe el. Și încet, încet, pe firul de iarbă, până a ajuns pe mâna mea și apoi a urcat încet, încet, până pe umăr. Eu am stat așa în față de soare, cu el pe umăr. Am uitat de rugăciune. Numai cu fluturile aveam acum treabă. Când s-a uscat bine, a dat din aripi și s-a înălțat în zbor. Frații mei, atunci a venit la mine cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam despre baze care îți așează viața spirituală. De atunci a venit cuvântul lui Dumnezeu și așa mi-a vorbit în inimă. Așa îți vorbește Domnul. Cum ai avut o grijă de acest fluture care nu avea nicio șansă, eu îți voi răspunde rugăciunii și voi avea grijă de poporul meu. Să nu te temi. Și apoi a venit cântarea, eu nu știu cânta așa bine, știu eu, dar nu așa bine, cum a cântat corul, de exemplu. Tu m-ai scos din valul lumii și din mâna celui rău și din fiul al rătăcirii ai făcut copilul tău. Din rob al rătăcirii ai făcut copilul tău. Experiențe ca acestea și atâtea altele ca acestea îți așează la temelia vieții tale spirituale niște pietre care devin fundație. Și știi ce înseamnă să fii unit cu Dumnezeu? Vă îndemn în numele Domnului să-L căutați pe Dumnezeu, frate și surori. Cine ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, cine ajunge să aibă această părătășie și comuniune cu Dumnezeu, el regăsește în sufletul lui ceva, nu știu exact cum să-i spun. E acel ceva, acea sămânță vie, care îl va face să se regăsească întotdeauna în biserică și întotdeauna construind părtășia și unitatea bisericii. Ai tu sămânța aia. Da, să mergem mai departe. Și în al doilea rând, omul care umblă cu Dumnezeu, nu doar că el cultivă această relație cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu pe baza credinței, ci în al doilea rând, el crede și apără sistemul de valori al lui Dumnezeu. Despre asta trebuie să vorbim un pic. Omul unit cu Dumnezeu, omul care umblă împreună cu Dumnezeu, crede ce are Dumnezeu de spus și apără ce spune Dumnezeu. El nu strică ce spune Dumnezeu. El nu strică voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ca după aceea luând cuvântul, stricându-l, să se ridice în fața oamenilor și să spună Dumnezeu așa zice. Și când colo, el se strice. Cel ce umblă cu Dumnezeu primește, crede și apără valorile lui Dumnezeu. Vremurile în care noi trăim sunt vremuri tulburi. Nu odată aceia care se numesc oamenii lui Dumnezeu și sunt cunoscuți ca lideri spirituali au stricat cuvântul lui Dumnezeu și au învățat poporul să umble în căile lor stricate și în învățăturile lor ele. Și asta e dureros, este tulburător. În vremea aceasta, oamenii uniți cu Dumnezeu sunt oamenii Bibliei, oamenii adevărului, oamenii care proclamă adevărul lui Dumnezeu și apără aceste valori a lui Dumnezeu. Valori spirituale, valori morale, cuvântul viu al lui Dumnezeu pe baza căruia suntem mântuiți. Este adevărat, trăim vremuri în care filozofia de viață seculară, filozofia de viață postmodernă, întipărește în mintea multora din seminii noștri structuri de gândire care nu au legătură cu Biblia.
V-aș da numai un exemplu simplu. Cum îți imaginezi sau care e scopul vieții? Care este rațiunea pentru care există? Care e scopul vieții? Dacă întrebi pe cineva prins în capcana valorilor seculare, el va spune că scopul vieții este fericirea mea. Eu exist ca să fiu fericit. Esența vieții mele este ca să fiu împlinit. Voi face tot ce știu eu ca să fiu fericit. Iar unii au mers până acolo încât au zis că și Dumnezeu există ca să-i facă pe ei fericiți. Că treaba lui în cer este să pregătească binecuvântările pe care apoi să le trimită pe pământ, ca prin ele noi cei de pe pământ să fim fericiți. Un filozof american a zis că esența vieții este jocul, iar munca este plata plătită pentru bilet, ca să te poți juca. Esența vieții este distracția. Dar nu e așa. Viața nu este un parc de distracții, viața este un teren de luptă. Dar va putea cineva să spună ce legătură are concepția de viață cu morala, cu viața, cu valorile? Odată la un post de radio creștin se discuta o dezbatere despre căsătorie, despre familie și despre divorț în mod deosebit. Acolo ajunsese discuția. Discuția era interactivă. La un moment dat, un ascultător, o doamnă, a sunat, a intervenit și a spus, printre altele, următoarele cuvinte. Știu că Dumnezeu urăște divorțul, însă e o problemă. Eu sunt măritată cu un bărbat care mă face nefericită. Dumnezeu vrea ca eu să fiu fericită, dar omul cu care sunt căsătorită mă face nefericită. Prin urmare, eu mă voi despărți de omul care mă face nefericită și mă voi mărita cu altul care mă va face fericită. Și Dumnezeu, care vrea să fiu fericită, mă va primi și mă va binecuvânta. S-o crezi tu? Dumnezeu nu își va strica voia numai pentru că oamenii vor simți că în direcția aceea este fericirea lor. Nu. Cel unit cu Dumnezeu, omul unit cu Dumnezeu, este cel care apără valorile lui Dumnezeu și nu se lasă mânat de valul acesta al populismului și al liberalismului și libertinismului moral. Trăim vremuri în care în societate nimic nu mai este păcat. Jerry Bridges spunea că păcatul a dispărut din lume. Păcatul a dispărut din lume. Dar el a continuat zicând ce bine ar fi. Numai că n-a dispărut, ci s-a dechizat în bine. Așa a dispărut. Vă întreb, în lume avortul e păcat? În lume. S-a deghizat în drepturile omului, în liberă voință, în dreptul de a decide ce vrei, în dreptul propriei tale persoane, în emanciparea femeii. Promiscuitatea sexuală, viața sexuală premaritală, e păcat în lume? Nu. S-a deghizat în libertate. Și asta are o constituție, se numește educație sexuală în școli. Homosexualismul este păcat în lume. Da, de unde? În ce s-a deghizat? O, în câte nu s-a deghizat. Și s-a ajuns până acolo, încât dacă cineva, politician sau predicator sau om de presă sau persoană publică, într-un fel, ar îndrăzni să spune ceva public împotriva unor asemenea lucruri, acolo a fost eliminat și marginalizat imediat. Așa s-a ajuns. Vorbim de Olanda sau Danemarca? Danemarca. Prin decizie de stat, obligă bisericile să-i cunune. Să vină Gheorghe cu Marin și să zică, frate Nelu, cunună-mă. Și tu ce faci? Presiunea va fi tot mai mare. Unii vom tăcea și vom zice, nu ne băgăm, să se bage alții. Dar sub această presiune teribilă vor ajunge unii să pășească pe numele unora, nici nu vreau să le spun numele, lideri religioși marcanți,
cu mega biserici în Statele Unite, 30-40 de mii se duc odată să se închine. Unul dintre aceștia, cărui nume vi-l voi spune privat, a declarat recent la întrebarea ce părere are Dumnezeu despre homosexuali, el a zis așa: Dumnezeu în mod absolut aprobă și binecuvântează pe fiecare, inclusiv pe homosexual. Frumos. Dați-mi voi să vă spun că un asemenea păstor este apostat. A pierdut unitatea cu Dumnezeu. Un asemenea învățător este proroc mincinos. A pierdut unitatea cu Dumnezeu, dacă cândva a vrut-o, a avut-o. Omul care umblă cu Dumnezeu, omul unit cu Dumnezeu, este acela care apără valorile lui Dumnezeu. Valori morale, valori spirituale. El propovăduiește adevărul, cum spunea Pavel în pasajul pe care l-am citit, stăruiește asupra cuvântului, la timp și ne la timp. Că va veni vremea când oamenii își vor da învățători după poftele inimii lor și îi vor gâdila urechile ca să audă lucruri plăcute. Și dacă ar fi să vorbim despre aceste lucruri plăcute, numai așa, aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă se întâmplă cumva ca cineva să fie gâdilit, ce face omul când e gâdilit? Râde. Ați auzit de râsuri în bisericile noastre? Atâta simț al umorului pe altarul căruia este distrusă spiritualitatea. A zis cândva un om al lui Dumnezeu, dacă îmi scapă, nu, mi-am amintit numele lui, Tozer este numele lui. El a zis așa: când Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, în loc rămâne distracția. Deci când pleacă Dumnezeu dintr-o biserică, în locul lui Dumnezeu rămâne distracția. Și o să observați în multe locuri distracție. Vă chem în numele Domnului Iisus, în aceste vremuri de pe urmă, Domnul știe cât a mai rămas până la venirea Lui, să fim oameni care umblăm cu Dumnezeu. Familii care umblă cu Dumnezeu. Oameni uniți cu Dumnezeu. Amin. În al treilea rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă să trăiești cu frică de Dumnezeu. Asupra acestui aspect trebuie să insistăm. Cel care este unit cu Dumnezeu, nu doar că are comuniune, părtășie cu Dumnezeu și primește și apără valorile lui Dumnezeu, dar le trăiește în viața lui. Le traduce în caracterul lui. Și aici este ideea de frică de Dumnezeu. Nu e suficient să te rogi, să citești în Biblie și să postești. Nu e suficient să apere adevărul și să-l rostești. Știați că fariseii făceau astea? Se rugau, posteau, citeau în Biblie și puneau în fața oamenilor legile lui Dumnezeu. Numai că în viața lor nu le trăiau. Erau fără frica lui Dumnezeu. Acest al treilea concept, această a treia particularitate a celor care umble cu Dumnezeu, omului unit cu Dumnezeu, și anume frica de Dumnezeu, este esențială. A umbla cu Dumnezeu, a avea frică de Dumnezeu, presupune să-i păzești cuvântul. În Eclesiastul este scris: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Psalmul 128 cu versetul 1. Sau Filipeni capitolul 2 cu versetul 12. Duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. E așa de frumos un episod din Vechiul Testament, când un bărbat cu numele Neemia a fost investit într-o funcție de mare demnitate în Imperiu, așezat peste provincia din zona Palestinei, Israelului. Și ar fi putut să facă ce au făcut predecesorii săi, dar au zis ce s-a întâmplat. Citez: eu n-am făcut așa, din frică de Dumnezeu. Eu n-am făcut așa, din frică de Dumnezeu. Dumneavoastră vă temeți de Dumnezeu?
Frații mei, Dumnezeu urăște păcatul. M-ați auzit? Dumnezeu urăște păcatul. Cel care are frică de Dumnezeu știe asta și se separă de păcat. Dacă cineva trăiește în păcat, merge în iad. Dacă cineva trăiește în păcat și moare în păcat, se duce în iad, chiar dacă vine la biserică. Dumnezeu dorește ca noi să trăim în sfințenie, să-i păzim cuvântul, să fim oameni care umblă în frica lui Dumnezeu. Te temi tu de Dumnezeu? Bun paznic este frica de Domnul. Eu am cunoscut un frate păstor din țară, fratele Moise cu fratele Mircea, cu siguranță că își amintesc de dumnealui, Oprea Florian din Mediaș. Fratele Oprea a fost primul pastor al Bisericii Emanuel din Sibiu. Biserica s-a înființat sub cârmuirea spirituală a dumnealui, asta prin anii 60, 50 și ceva, 60. El a trăit 101 ani. În ultima parte a vieții a locuit în Mediaș, dar din când în când venea în biserică la noi și predica Evanghelia. Un om așa, înalt, dar iute la minte, lucind, cu o privire din aia de foc, vedea bine, fără ochelari, la 100 de ani. Și predica. Odată când ne-a vizitat, a zis, frate Nelu, voi aveți copii în biserică. Copiii erau în clasele de școală duminicală și el nu i-a văzut în adunare. Și a zis, cum să nu, frate? Avem. Ce fă bine să-i chem, că eu am o predică pentru ei. Avea pregătit și un cadou, pregătit așa pentru fiecare, peste 150-200 de pachetele cu dulciuri, le-am împărțit la fiecare și apoi a ținut predică pentru copii. A început cu o întrebare. Care dintre voi vrea să moară de micuț? Să ridice mâna sus. Nimeni nu ridica mâna sus. Păi a întrebat el, dar cine vrea să trăiască mult? Și copiii cu mânuțele pe sus. Care Florea a continuat zicând, atunci să vă învețe moșul ce să face să trăiți mult. Și a vorbit despre frica de Dumnezeu și ascultare de părinți. Din vorbă în vorbă a ajuns la conceptul de dărnicie. Stăteam așa cum avea acolo pe scaunele acelea undeva, dar aici așa mai în spate de lui, s-a întors așa către noi și l-a fulgerat pe fratele Iosif, colegul păstor, cu o întrebare. Voi aici la Sibiu dați partea Domnului? La care fratele Iosif a zis, dăm, cum să nu? La care el se uită către noi și clatină din cap. Zice, asta e dărnicia zgârcitului. Să dai zeciuială, dărnicia zgârcitului. Și apoi ne-a vorbit un pic despre asta. Ne-am dus la masă și la masă am conversat. Unul dintre cei de la masă i-a pus o întrebare. Frate Florea, dumneavoastră de când dați zeciuială? La care fratele Florea a continuat zicând, să mă iertați, eu n-am dat niciodată. Parcă așa s-a dus printre noi o fior din ăsta de dezamăgire. Nu, bine acum că recunoaște. Dar el avea pentru noi surprize. A continuat zicând, în 1934 m-am întors la Dumnezeu. Atunci împreună cu soția ne-am botezat. Când am făcut cu Dumnezeu legământ, în legământul nostru cu Dumnezeu am prins și banii noștri, pe care, zicea el, i-am împărțit în două grămezi. O grămadă mare și una mai mică. Și am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, grămada asta mare cu bani, ne-o ținem nouă. Și asta mai mică, ți-o dăm ție. Din 1934 și până în prezent, zicea el, era undeva prin 2005, ce vă spun, 2006, mai știu exact când, sau poate mai devreme, cam pe acolo. De atunci dăm lui Dumnezeu 20% cel puțin. Zeciuială n-am dat niciodată. De aia ne-au zis că-i dărnicia zgârcitului. Dar un frate a zis, frate Florea, dar n-ați avut lipsuri în viață? Nu v-a trecut Dumnezeu și prin încercări? Ba, frate, m-a trecut. Și am avut, zicea dânsul, momente când în casa noastră n-am mai avut bani de pâine. Și undeva, tot în casa noastră, într-un plic, de o parte erau puși banii Domnului, încă n-apucasem să-i ducem acolo unde trebuiau să ajungă.
Și ce ai făcut, frate? La care el a zis, mi-a fost frică de Dumnezeu să iau din banii lui. Dar am făcut o rugăciune și am zis așa, Doamne Iisuse, nu mă împrumuți cu 100 de lei. Și după ce m-am rugat, numai atunci am îndrăznit, când am simțit că am cerut voie lui și am luat cu împrumut de la Dumnezeu. Și am pus înapoi la loc când a venit salariul cu dobânda băncii naționale, că el era contabil la Banca Națională. Dar mi-a rămas vorba asta. Mi-a fost frică de Dumnezeu să fac altfel. Mi-a fost frică de Dumnezeu. Cine-i paznicul tău? Omul unit cu Dumnezeu are părtășie cu Dumnezeu pe care o cultivă în rugăciune, Biblie și post. El e întărit în valorile lui Dumnezeu pe care le apără cu prețul vieții sale. Nu le calcă, ci le traduce în viața lui, printr-o viață curată, frica de Dumnezeu. Te temi tu de Dumnezeu? Bun paznic este frica de Dumnezeu. Bun paznic. Amin. În al patrulea rând, în ultimul rând, cel care e unit cu Dumnezeu, omul care umblă cu Dumnezeu, trăiește în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Amintiți-vă de pasajul pe care l-am citit, ce frumos se încheie. M-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Ce frumos! Și nu numai mie, zicea el, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui Dumnezeu, venirea lui. Iubești tu venirea Domnului? Eu nu pot vorbi, nu pot înțelege umblarea cu Dumnezeu, unitatea cu Dumnezeu, fără să ne referim și la această speranță, revenirea Domnului. Pentru că în toate acestea, stimați frați, omul care umblă cu Dumnezeu are o cheie și un răspuns. Pentru ce trăiești de fapt? Ce te animă? Ce te mână? Ce te strânge? Ce te mobilizează? De ce ați mers în Africa să faceți misiune? De ce ați venit în această zi aici? Noi, stimați frați, de ce ne-am pus pe drum până aici? M-a zis odată cineva, discuția noastră, frate președinte, cum, până în capătul de nord a României, pentru o predică de un ceas? Da, până acolo, pentru o predică de un ceas. Și de ce? Pentru că eu cred în înviere. De-aia. 8 ore cu mașina până în Vicov, încă 8 până la București, pentru 40 de minute de predică. Și mai zis, n-ai minte. Așa e. Am eu un soi de nebunie pe care nu o înțelegi tu. Eu cred în înviere. Cred în înviere. A întrebat pe un coleg păstor, cineva l-a ispitit, a zis, uite, pune bani, vându-ți eu pământ, ceva, pune bani cu noi la oaltă și noi facem afaceri și îți împărțim și ție profit. Bun, dar ce faceți? Lasă, facem ce știm. Erau acolo aproape de frontieră și făceau trafic cu băuturi alcoolice. Și prietenul meu, păstor, a întrebat, asta vreți să faceți? Eu nu, asta nu fac. Și să nu faceți nici voi, de ați fi membri în biserică la noi, de ovo. Dar să nu faceți. Și a zis, nu, frate, dar de ce nu vrei să faci și tu? La care prietenul meu a răspuns, pentru că eu cred în înviere. Crezi tu în învierea morților? Crezi în revenirea Domnului Iisus? Cât de des v-ați gândit la revenirea Domnului? De exemplu, în ultima săptămână, câți v-ați gândit la revenirea Domnului în ultima săptămână? Unii dintre noi, unii dintre dumneavoastră, aveți în țară familia. Poate e soția în țară sau poate este soțul. Unul poate e logodit. Ia închipuiți-vă că cineva ar avea nunta peste 3 săptămâni și mireasa este în România și el este în Londra. De câte ori te-ai gândit la mireasa ta în ultima săptămână? O iubești? Da, la mirele tău, îl iubești.
Și cu Domnul cum e? Tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, spune cuvântul. Amintiți-vă de Moise, despre care în Epistola către Evrei este scris. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Rațiunea acestui, cheia, rațiunea, acțiunea acestui om a fost avea ochii pironiți la răsplătire. Credeți în revenirea Domnului Iisus? Omul care umblă cu Dumnezeu îl așteaptă pe Domnul Iisus. Va veni ziua aceea, frații mei. Eu cred asta, o aduc în rugăciunile mele înaintea lui Dumnezeu. Va veni ceasul când Domnul Iisus va reveni. Și atunci se va vedea cine l-a urmat și cine nu. Astea nu-s povești. Astea nu sunt speranțe ale celor care lumea asta n-au parte de bine. Nu e mit și nici legendă. E adevăr și într-o zi va fi aievia. Într-o zi va fi aievia. Și atunci vom fi cu El. Și se va vedea cine a umblat cu El și cine nu. Vă îndemn să umblăm cu Dumnezeu. Cerul, promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele Lui sunt inimaginabile. Eu găsesc în Biblie două tendințe contradictorii și în același timp complementare. Pe de o parte, cuvântul lui Dumnezeu, prin descrierile pe care le găsim, se străduiește să reveleze, să pună în fața noastră, în vorbe omenești, frumusețile părtășiei cu Dumnezeu din rai. Bogățiile acestei împărății, citim în cartea Apocalipsa, sunt acolo tot felul de imagini, de metafore, tot felul de expresii prin care ți se deschide fereastra ca să vezi frumusețea împărăției lui Dumnezeu și bogăția acelor răsplătiri pe care le-a pregătit pentru cei mântuiți. Asta este o tendință. A doua tendință este în partea cealaltă. La apostolul Pavel, care spune așa: căci lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, așa sunt acelea pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care moștenesc mântuirea. Ca apoi Pavel să spună că a fost răpit în rai și ce a văzut acolo nu este permis unui om, nu este îngăduit unui om să spună. Nu, eu nu înțeleg că în sensul de despre asta n-ai voie să vorbești, ci cu sensul despre asta nu poți să vorbești. Limbajul nu e capabil să descrie. Păi frate David, dacă aș avea în mână un măr Ionatan și aș mușca din el și mai pune să-ți descriu cu cuvinte ce fel de gust a avut, pot vorbi cu cuvinte? Ai putea în cuvinte, frate Florin, să descrii nuanța de gust dintre un măr Ionatan și un Golden? Cu cuvinte. Explică unuia care în viața lui n-a gustat. N-ai cum. Limbajul nu e capabil să cuprindă în el aceste noțiuni. E doar un exemplu. Cam așa e și cu raiul. Așa înțeleg. Odată un nevăzător, asistat de cineva care îl îngrija, a pus o întrebare. Omul bea lapte la micul dejun și în timp ce servea din paharul cu lapte, aruncă întrebarea: nu te supăra, îmi spui și mie ce culoare are laptele? La care omul în grabă zice: laptele e alb, cum să fie laptele? Alb, asta e culoarea. La care nevăzătorul continuă zicând: dar alb ce înseamnă? Păi ce să însemne alb? Privind pe geam, a văzut pe fața apei niște lebede care notau, se jucau pe acolo, la care omul nostru zice: păi alb e culoarea lebedei.
La care nevăzătorul continuă întrebând, dar lebădă ce-i? Păi lebăda este o pasăre mare cu gâtul lung și îndoit. La care nevăzătorul continuă, dar îndoit ce înseamnă? Silit să dea răspunsuri concrete, omul nostru s-a tras lângă nevăzător și i-a zis, ia uite-te aici un pic, adu-ți mâna încoace, simți brațul meu. Uite, așa se duce și întotdeauna se schimbă direcția. Schimbarea asta de direcție se numește îndoit. Pipăie. Și în timp ce pipăia, simțind ce înseamnă îndoit, orbul a exclamat, wow! Acum știu eu ce culoare are laptele. Așa știm noi, din descrierile de pe pământ, cum e raiul lui Dumnezeu. Dar va veni ziua când vom fi acolo. Va veni ziua. Și omul unit cu Dumnezeu este legat de veșnicie. Speranța, motivația lui se hrănește din acest crez. Domnul vine. Domnul vine. Dumnezeu să ne ajute. Ești unit cu Dumnezeu, stimate frate, stimate soră. Ai comuniune și părtășie cu El. Arde în tine adevărul Lui și făclia Lui. Vă îndemn să avem grijă de asta. Mă bucur că suntem astăzi aici împreună și avem un bun prilej să reflectăm la oaltă asupra acestor frumoase concepte. Voi încheia în dimineața aceasta. Dar mi-a venit în minte o întâmplare a copilăriei mele și vă voi împărtăși. Eu am copilării la țară, undeva prin părțile Bihorului. Tatăl meu, părinții mei, aveau la marginea păturii, acolo undeva aproape de munții Apuseni, în zona peșterii urșilor, o bucată de pământ. Pe bucata aia de pământ punea porumb. Era un teren destul de accidentat, seara cu cai. Când începea așa, pe partea lunii august, sfârșit de iulie, porumbul să fie, să crească, să se dezvolte, să meargă spre coacere, de acolo începeau necazurile. Din păduri veneau mistreți și praf făceau recolta. Nu era altă cale decât să stai și să păzești. Ne făcusem acolo o colibă din aceea așa, usă în loc de vedere și cu câinele în preajmă de veghe. Când lătra câinele, trezește-te, sari în cizme și fuga prin lanuri, făgărăgie, corește, mistreți. Asta era. Eu eram mărunt, nu știu, să fi fost în clasa a 3-a, 4-a, 10 ani, 11 ani, nu știu. Tata mă ducea cu el. Era bine când eram cu el. Numai că erau câteva seri când tatăl meu era schimbul 2. Și el ajungea cu autobuzul de la locul de muncă abia după ora 11 și jumătate către 12 noaptea. Păi până la ora aceea, praf ne făceau recolta mistreți. Și mama zicea, te duci și l-aștepți pe taică-tu acolo. Ai de mine. Era aia cum era, da. Îmi punea în mână o lampă cu acetilenă, lampă de carbid, de aia de mineri. Cei care sunteți așa, mai poate vă aduceți aminte, ați copilării pe la țară. Și cu aia în mână sufla acetilena și era prins acolo o flacără. Trebuie să ai mare grijă, de bătea vânt tare, imediat o stingea. Când eram prinsat pe la lumină de la casă, era bine. Când o luam pe drumul de țară, pe drumul așa, tot era bine. Dacă îmi trebuia să o fac dreapta pe poteci, printre lanurile de grâu, prin tuneric beznă, acolo începea problema. Câinele o lua la fugă, repede. Lătra, când într-o parte, când în alta. Eu cu lampa în mână, încet, încet, pe potecă. Odată au aruncat, nu știu unde, schelăiau toată noaptea aia și mi-a rămas așa întipărit în minte. Frica aia! Da, țineam bine lampa. Dacă bătea vântul, mă opream în loc. Punea mâna așa, să nu cumva să mi se stingă. Ajungeam la colibă. Pregătise tata un loc în care dacă puneai lampa asta, nu bătea vântul ca să o stingă. Prima grijă, pui acolo.
puneam așa. Și mă puneam în pat, așteptam. Nu venea somnul. Eram foarte atent. Erau lanuri de porumb. Pentru că era mai aproape să oprească undeva înainte sat, tata l-a rugat pe șofer. Domnul șofer, opriți. Și se dădea jos acolo și o lua prin lanuri spre coliba mea. În nopțile acelea, cât de bine știa a ști drumul, când era întuneric, beznă, fără lună și nor, nu găseai așa ușor drumul. Aveam un reper pe delușor, în colibă, se vedea luminița mea. Și aia îl dirigea acolo. Când venea tata, venea și somnul. E gata, eu mi-am încheiat misiunea. A doua zi dimineața mă trezeau razele de soare. E aceasta amintire a copilăriei mele, frații mei. Pentru mine este sugestivă. E o vreme în umblarea noastră când trebuie să avem grijă de lumină. E o vreme. Și cât ori bate de tare vânturile, să ai grijă de lumina din tine. Pune bine și o să vină tata. Și s-a încheiat misiunea. Dar până atunci, unitate cu Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.